Vedem acum imagini spectaculoase de la petrecerea Smarandei, iubita lui Shelly. Avem și un interviu special cu sărbătorita. Iubita lui Shelly, Smaranda, și-a sărbătorit ziua de naștere și a avut o petrecere spectaculoasă, cu foarte mulți invitați. Anul ăsta am decis să-mi organizez ziua și pentru că n-am mai făcut-o de foarte mulți ani, cred că de la majoratul meu, și nici acolo n-a fost ceva foarte fastos. M-am gândit să-mi organizez ziua cu foarte mulți invitați și să aleg și o tematică. Și am zis, ce ar merge? Și după m-am gândit la stilul care mie îmi place, stilul vechi, retro, vintage. Și am ales de pe anumite poze pe care le-am adunat, am făcut un mood board și am zis, face parte din casino. Am făcut-o cât de cât pe cont propriu, am avut pe cineva totuși care s-a ocupat de a aranja lucrurile astăzi, exclusiv, dar cu ideile eu am venit. Florica asta ea a făcut singură, toate astea. Ea și cu prietenii ei au aranjat singură. Păi și tu ce ai făcut? Eu n-am ajutat cu nimic, că n-am avut timp. Eu nu m-am implicat în organizare, dar, deci n-am niciun merit eu. Nu l-aș fi rugat, mi-ar fi fost frică să nu le distrugă. Smaranda nu dorește lucruri materiale și susține că vacanțele sunt cel mai frumos cadou. Care e cel mai frumos cadou pe care l-ai primit până acum, de 6-7 ani aproape de relație, de la Shelly? Dragostea lui, sincer, mai presus de orice. Nu pot să zic că sunt o persoană care ține atât de mult la lucrurile materiale și el poate să confirme chestia asta. Nu știu, vreo excursie, ceva. Cred că excursia de astă toamnă de la Como. Da. A fost cea mai frumoasă vacanța noastră, cu siguranță. Și tu ce părere ai? De acord, da, de acord. Dar nu se pune neapărat ca un cadou. Pur și multe cadouri drăguțe, dar pe o excursie, un cadou pentru amândoi. Timpul pe care noi petrecem împreună, având în vedere că avem foarte puțin timp liber și nu petrecem atât de mult timp unul cu celălalt pe cum ne-am dorit, cred că timpul este pentru amândoi cel mai frumos cadou. Lucrurile materiale, sigur, sunt drăguțe, dar nici eu, nici ea nu suntem persoane materialiste.